Este un proiect care a demarat în urmă cu niște luni bune aici la Centrul Cultural, se intitulează Recenzii, a demarat la inițiativa domnișoarei Carmen Dumitrache și vizează familiarizarea cu autori contemporani, cu autori care au scris în perioada în care și noi am respirat pe planeta asta și care au un anume impact, care transmit niște mesaje cu statut de tendință în literatura contemporană. Am convenit cu Carmen Dumitrache să mergem pe ideea de proză, pentru că știți bine că poezia ne este familiară, da? Am intrat deja, suntem în odăile din spate, în odăile secrete ale poeziei. Și lună de lună am adus în fața elevilor, în mod special, pentru că ei sunt generația care va schimba, sperăm noi, fața de mâine a lumii, am adus câțiva dintre acești autori remarcabili. Și am să-i amintesc aici pe Daniela Zeca Uzura, pe Eric Emanuel Schmidt, pe Andrei Machine, ba chiar poetul Aurel Sibiceanu, iată că am făcut o excepție, a fost invitat la ultima ediție, adică luna trecută, când, vă rog să mă credeți, nu exagerez, sala aceasta a fost arhiplină. Două dintre nepoatele domnului Sibiceanu nu se cunoșteau cu unchiul, unchiul nu le știa pe nepoate. Au cerut în mod expres, eleve sunt la liceul economic, să vină și să-l cunoască. Știau din legendele de familie cine este Aurel Sibiceanu. Au venit și cei de la, din grupul Albaștri, în frunte cu domnul Ion Toma Ionescu, și a fost o zi extraordinară. Dacă nu mă înșel, și atunci ploua, dacă nu mă înșel și atunci era gradul de umiditate foarte ridicat, copiii au pus întrebări, domnul Sibiceanu a strălucit. Vă spun, în opinia mea, a fost cea mai frumoasă întâlnire de până la momentul acela. Astăzi, pentru că este 29 iulie și pentru că lumea este în vacanță și pentru că iarăși trebuie să ne luptăm cu ploaia, am ales să vă prezint o doamnă specială. Pentru mine specială, toți sunt speciali, criteriul, o să vedeți care este în ce mă privește, am să-i spun numele acestei doamne, Nina Berberova. Trebuie să știți că este rusoaică și că pe 26 iulie, dacă ar fi fost posibil, adică în urmă cu doar câteva zile, ar fi împlinit câți ani, credeți? 89? Născută în 1901. Pe 26 iulie 1901 s-a 93. Născut. Da, da, da. Mult mai mult, 100... Mi-a spus de 113. 113 ani ar fi împlinit. Domnul Liviu. Da? S-a născut, deci, în ziua de 26 iulie a anului 1901 la Sankt Petersburg. Evident, într-o familie educată, într-o familie de aristocrați. A venit Revoluția Bolșevică, n-a putut să reziste. Așa se face că imediat după primul război mondial, adică prin 1925, a emigrat în Franța. Nici acolo, din păcate, nu s-a putut adapta. Eu trec foarte rapid prin biografia Ninei Berberova, pentru că i s-a părut și este foarte interesant că Franța anilor 30, Franța anilor 40, este indiferentă la ceea ce înseamnă experiența exilului. Din punctul meu de vedere, una dintre experiențele fundamentale ale secolului trecut. Nimeni de aici din încăpere, și iată unul dintre criteriile pentru care am ales-o pe Nina Berberova, pentru care l-am ales mai devreme pe Machine, este această experiență a exilului. Este unul dintre criteriile pentru care eu optez, în funcție de care eu optez pentru unul sau altul dintre autori. De ce? Pentru că eu personal cred că știu. Pot să empatizez cu persoana în cauză, pot să-mi imaginez, dar trebuie să recunoașteți că este foarte complicat să te compari pe tine ca ființă care ai trăit într-un anume confort și fizic, și intelectual, și spiritual, cu cineva care de bună voie, deși nimeni de bună voie nu alege exilul, de bună voie sau silit a plecat peste mări și țări. Nina Berberova așadar nu s-a adaptat în Franța. Franța acelor vremuri, ca de altfel și Franța acestor vremuri, atunci este în mod deosebit, era de stânga. Era puternic, pronunțat de stânga. Era o Franță care credea în ideea socialistă pe care Nina Berberova o experimentase și încă în mod tragic. Nu s-a putut acomoda. Francezii nu prea pricepeau nici cum este cu lagărele comuniste, nici cum este cu drepturile acestea ale omului care sunt extrem de dur amputate, așa cum noi, și mă iertați dacă o să mai fac câteva foarte mici paranteze, așa cum noi astăzi, noi românii, noi europenii, și o spun cu durere în suflet, nu prea pricepem cum e cu China. Ne încântă ideea că la ora actuală China este o mare, superbă,
putere economică, domnul Ghițescu s-ar putea să știe mai bine decât mine, prin fiul dumnealui, din păcate drepturile omului în China stau sub un uriaș semn de întrebare. Și gândiți-vă numai la Tibet. Gândiți-vă la faptul că nu au voie să facă mai mult un copil pentru că plătește taxe și așa mai departe. Bun, revin la Nina Berberova. Spuneam că s-a simțit inclusiv în Franța, eu știu, ca peștele pe uscat. Așa că decide, prin 1950, să emigreze în Statele Unite ale Americii. Acolo s-a împăcat, sau a fost aproape să se împace cu ea însăși, cu situația de exilat. A reușit să predea literatură la universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii, a reușit să se facă acolo remarcată, astfel încât, la ora actuală, Nina Berberova este unul dintre cei mai importanți, rețineți, autori ruși ai exilului din a doua jumătate a secolului trecut. Așa este cotată la ora actuală. O remarcă, poate că ține de culise, ține oricum de culise. Știți la câți ani a debutat Nina Berberova? Debutul marcându-i și ascensiunea aceasta fulminantă? Mai târziu decât a fost. La vârsta de 81 de ani. Dublu! Avea 81 de ani când i-a apărut această primă novelă, aici este la noi tradusă la oaltă cu alte două, Acompaniatoare. Este record de Guinness Book. 81 de ani avea. Din acel moment, în fiecare an, Nina Berberova a publicat câte o carte. Eu am adus aici câteva, ele se găsesc la bibliotecă. Suverana, Boala Neagră, Trestia Revoltată. În ce limba se scrie? În limba română. Acolo, nu, acolo au fost scrise în limba, în limba rusă, în limba franceză ulterior și foarte puține în limba engleză. Dar au fost traduse manuscrisele ei din anii 20-30. Ce legătură are cu limba română și cu literatura română? Are legătură cu ceea ce înseamnă literatura ca sistem universal valabil. Da. Am și spus că proiectul acesta își propune să prezinte autori care la ora actuală dau trendul în literatura lumii. Romanul de capă și lacrimi, nu de capă și spadă. Astașev la Paris. Lacheul și târfa. Doamnele din Sankt Petersburg. Învierea lui Mozart. Sunt doar câteva dintre cărțile pe care le-a scris Nina Berberova până când a dispărut dintre noi, adică la vârsta de 93 de ani. Ce este interesant? De ce vă recomand eu pe Nina Berberova? Întâi pentru această experiență a exilului, care mie mi se pare fabuloasă. Apoi pentru că, ia uitați-vă cât de groase, nu întâmplător, l-am întrebat mai de domnul Ghilencea, câte pagini numără cartea care stă să-i apară. Și ne-a spus că 100, puțin față de numărul de pagini ale cărților anterioare. Uitați-vă cât de scurte, cât de subțiri sunt povestirile, novelele Ninei Berberova. De-abia dacă ating 60-70 de pagini. Nina Berberova, deși născută la începutul secolului trecut, iată cât de avangardistă este în raport cu spiritul acestui timp. Parcă a anticipat cumva că se va lansa târziu și parcă a anticipat că va cunoaște sau va fi recunoscută cu adevărat într-o lume care se grăbește să trăiască, care, prin urmare, nu mai are timp să citească și căreia trebuie să-i transmiți emoția, căreia trebuie să-i transmiți ideea într-o formă subțintă și plastică. Trebuie să știi să fii tu într-o lume care biologic sau cronologic nu mai este a ta. Iată de ce socotesc că Nina Berberova, deși nu mai trăiește, este contemporana noastră. Rămâne și va rămâne mult timp de acum înainte, cred că încă vreo două generații, contemporana acestui mileniu, acestui secol. Da. În al doilea rând, de ce vă recomand călduros pe Nina Berberova? Pentru că, sau în al treilea rând, da? Primul, experiența exilului, al doilea, maniera în care scrie, în al treilea rând, dulceața scriitului. Îi cunoașteți foarte bine pe Norman Manea și pe Hertha Müller, autori. Unul a primit premiul Nobel, mă refer la Hertha Müller. Norman Manea este de fiecare dată, în fiecare an, pe lista celor care ar putea să-l primească. Plecați din România, autoexilați, s-au simțit și ei ca peștele pe uscat aici în țară din motive de regim politic, scriu cu totul diferit și despre exil, și despre cei care au rămas în patria natală. Hertha Müller știți că este extrem de caustică, extrem de agresivă, mai mult, are o scritură ermetică. Hertha Müller, eu știu, trebuie gândită și răzgândită.
o pagină de Hertei Müller se citește în vreo două zile, dacă vrei să ajungi la ceea ce a vrut să comunice la nivel de fibră de nuanță, de atom de nuanță. Norman Manea mi se pare mie destul de echilibrat, dar rece. Un tip care lasă cumva emoția în plan secund. Pentru Norman Manea contează, sau prestigiu, are cu adevărat rațiunea, formularea ca atare, ideea ca atare și mai puțin emoția. Ei bine, Nina Berberova este doldora de emoții. Pentru Nina Berberova, faptul că, eu știu, este în carnea cititorului, că trăiește în simțurile celui care o citește, este fundamental. Și am să vă și exemplific lucrul acesta. Și aș vrea să invoc acum un al patrulea motiv pentru care Nina Berberova merită citită, după care am să și trec, spuneam, la exemplificări. Pentru asta însă o să vă rog să-mi permiteți următoarea paranteză. O citeam de curând și vă sugerez să o faceți pe Aurora Licean. Nu pentru faptul că ar scrie Aurora Liceanu, care e recunoscută ca psiholog literatură, ci pentru faptul că sub formă de povestire, de eseu foarte scurt, reunite în cărți, care și ele se găsesc pe piață și la bibliotecă, reușește să ne așeze față în față cu noi înșine. Cu noi care suntem ca identitate într-o permanentă formare. Să știți că la aproape 50 de ani, cât voi avea eu, așa, la aproape, mulțumesc la fel, la 70 ai dumneavoastră și așa mai departe, nu suntem formați definitiv, categoric, iremediabil ca structură de personalitate. Suntem alții cu fiecare clipă care trece. Ce spune Aurora Liceanu, mă iertați, este paranteză, o închid ca să o pot aduce apoi la Nina Berberova. Spunea că a fost recent la un congres în Bagdad, un congres de psihologie, evident, și că acolo a discutat despre relația dintre sexe, dacă e bine să rămânem în zona tradiției sau e bine să rămânem în zona modernității, să ne cantonăm în zona modernității, a egalității între sexe, cu un coleg, discuta cu un coleg arab. Sigur că Aurora Liceanu, femeie autonomă care și-a crescut copilul singur, da? Gabriel Liceanu doar și-a recunoscut copilul, nu l-au crescut împreună, era de partea egalității sexelor. O femeie care se descurcă singură, o femeie care poate să îndeplinească și încă foarte bine sarcinile unui bărbat, eu știu, își merită pe deplin statutul de femeie modernă și de femeie care poate să stea cot la cot cu un bărbat. Ce îi spune colegul arab psiholog? Draga mea, și asta și apropo de relația erotism, pornografie și așa mai departe, noi, din partea aceasta de lume, avem un cult al privirii, un cult al umbrei și un cult al senzorialității. Nu vrem să vă știm pe de-a întregul. Ne oripilează ceea ce vedem la voi, femeia care se dezbracă, femeia care se îmbracă provocator. Pentru noi este suficient să privim în ochii sau ochii unei femei ca să ne dăm seama de vârsta pe care o are, de starea de spirit din acel moment, de clasa socială din care provine, de educația pe care o primit-o. Și atât de frumos și poetic continuă acest psiholog arab, dacă vă mai vedem și glezna, vă cunoaștem pe de-a întregul. Iată, și ceșcuțele. Da. Revin la Nina Berberova. De tipul acesta este emoția, este scritura literară și emoțională a Ninei Berberova. De tipul trăirii acesteia. Ea nu acuză, ea compătimește. Nu există o frază aici în care să contureze agresiv, nici chiar Nastașev la Paris. Nastașev acesta, la rândul lui emigrant rus, se transformă într-un mic monstru, dar acest mic monstru este tratat cu acea compasiune despre care vă spuneam mai devreme. Genul acesta de dulceață a umbrei, de dulceață a atingerii cu mintea, nu doar cu inima, este prezent în toate cărțile Ninei Berberova. Și acum am să vă exemplific, am să apelez la romanul de capă și lacrimi, sau imediat, stați să vedem ce... Întâi vă citesc și apoi vă mai spun ceva. Eu cred foarte mult în semne. Și am să vă spun despre ce semn este vorba. Vă citesc imediat, scot ochelarii ca să văd mai bine. Uitați-vă ce frumos începe. Romanul de capă și lacrimi. Pe sora mea o chema Ariana.
Când eu am împlinit vârsta de 9 ani, un an de neuitat, cu nesori uriașe și foamete, el a terminat școala și a intrat în rândurile adulților. Era chiar în vremea când mama s-a prăpădit la Petersburg, într-o clinică rece și pustie. În numai 2 luni, viața noastră s-a schimbat cu totul. Și noi ne-am schimbat la fel de mult. Până atunci fusese apartamentul din Petersburg, Bona, care nu mă scăpa din ochi. Aveam un tată cam ciudat, o mamă taciturnă, cu sănătatea fragilă, șubrezită de numeroase și lungi maladii. Avusesem ceva ce semăna cu o familie. O luptă pentru existență. După moartea mamei, de o zi pe alta, totul se golise, se întunecase, se ofilise. După cea de-a doua operație s-a stins. A urmat o înmormântare modestă. Ariana și-a legat părul într-o coadă la spate și a prins cu oace de gămărie un petic de crep negru pe pălărie. Tatei i-a albit părul, a slăbit de ajunsese, numai pieleșos și-a nebunit. Un nebun vesel, căruia adesea îi dădeau lacrimile de atâta râs. Am concediat-o pe Bonă și am închiriat o parte din apartamentul nostru unor necunoscuți. Trebuia de acum să merg în fiecare zi la magazin, o băcănie aflată pe drumul spre gara Varșovia, de unde se putea cumpăra lapte. Lunga iarnă a anului 1920 ne-a aflat pe toți în aceeași cameră. Vechea noastră sufragerie, în mijlocul căreia se ridicase o sobă de fontă. Serile în încăperea asta tremurau o căldură lentă, grea, și toată viața noastră părea să se rotească în jurul ei. În spatele unui paravan tata gemea și din când în când izbucnea în hohote de râs. Glumele lui mă făceau să pufnesc de râs în timp ce chipul Arianei rămânea nemișcat. Nici măcar ochii ei nu zâmbeau. Îi încălzeam picioarele, strângându-le la pieptul meu de fetiță. Îi spuneam povești, îi susuram visele mele, îi dădeam tot felul de porecle tandre. O pată albă luminoasă proiectată de felinar sau poate de lună tremura într-un colț al tavanului deasupra patului tatei. Plângeam încetişor, mi-era teamă de viață și credeam în ea. Doream ceva imens și mi se părea că sunt atât de mică. Eram prima peste tot, dar nimeni nu voia să știe de mine. Și dintr-o altă carte, imediat, chiar din Astașe la Paris, ajung la semnul de carte. Erau zile de melancolie visătoare și zile de plictis grăbit, agitate, când în memoria ei, vocea lui Astașe, mersul de toată ființa lui sclipea, se apropia și pleca, și mai înduioșătoare, și mai imaterială, în timp ce ea rămânea singură și obosită. Nu avea o cameră a ei, se culca în sufragerie, deja suntem în exil, cu mătușa lângă ea. Camera asta era acum toată locuința lor. Genia nu primea musafiri și nu mergea niciodată în vizită. Nu avea timp să pălăvrăgească. Era de altfel incapabilă de a face conversații. Puțin câte puțin a încetat chiar să se mai ducă la mama ei. Avea impresia că o stânjenea și încet, încet își părăsi prietenele. Nu era nicio îndoială. Era săracă, singură, destinul o condamnase la o viață ternă, fără fericire, fără entuziasm, astfel încât grația ei naturală, ochii alungiți, picioarele frumoase, puse în valoare de ciorapii subțiri, prin care se vedea un fin și o aluniță deasupra gleznei, chiar și auriul pletelor ușoare, toate acestea erau aproape nepotrivite. Bătrâna doamnă obeză, căreia era greu să se deplaseze, dusese o viață îndestulată și trândavă. Rămânea uneori mută zile întregi, chinuită de gândurile la procesul cu moștenirea. Genia scria pentru ea scrisori adresate avocaților și notarilor, îi servea masa în pat sau într-un fotoliu, apoi pleca la lucru, văzând ca prin vis șirul schimbător de oameni venit să se distreze. Și astfel îi trecea ziua. Credea că asta e viața și încă nu pusese la socoteală nenorocirile care aveau să-i se întâmple. Acesta este stilul Ninei Bebelova. Și acum semnele despre care vă vorbeam. Am spus că toate cărțile acestea le-am luat de la bibliotecă. Și printre ele și Lacheul și Târfa. Deschid cartea
și găsesc următorul bilet, pe care o doamnă a vrut să îl dăruiască unui bărbat, vorbesc foarte serios, cineva real, dar l-a uitat în carte și cartea a ajuns evident înapoi la bibliotecă, de unde am împrumutat. Și ca să vedeți ce bine se potrivește cu Nina Berberova, cu ce a scris ea, 21 ianuarie 2013, dar de atunci este bilețel. Ia uitați-vă cu scrisul. Da, într-o zi mi-ai spus că ai vrea să citești Cartea Șoaptelor, referire la Varujan Vosganian. Aceste șoapte confirmă că binele îl face numai Dumnezeu. Este o iluzie să credem în binele pe care ni l-ar putea face istoria. La mulți ani, Mioara M. Deci, din cărțile Ninei Berberova, așa cum bine a simțit și doamna Mioara, răzbate ideea că adevărul este în noi, adevărul este deasupra noastră, el nu trebuie căutat, eu știu, decât parțial, ca explicație care ține de poziționarea în teren, pe un front, în istorie și în realitatea imediată.